petiții pe multe teme, care le trimitem deputaților în Parlamentul nostru, în care le spunem că în Republica Moldova sunt probleme care trebuie rezolvate chiar acum. Spre exemplu, pensia pentru bătrâni care e micuță, indemnizațiile pentru copii care sunt tot la fel micuțe și nu acoperă cheltuielile lunare, despre faptul că tinerii emigrează și nu se mai întorc în țară, iarăși din cauza lipsei locuri de muncă, corupția mare, infrastructura slab dezvoltată, drumurile cu nații care credeți de bună noi în Republica Moldova și în ghilimele. Cum vă pare această idee? Bună sau nu? E foarte greu să lucrez cu 900 de lei la stat și cu o grupă mică, mie nu mi-ajunge de leacuri. Mie de leacuri nu mi-ajunge. Plătești o lumină, mai ai internet, că ai un copil psihotare și ți-i dormă ca la acolo nepot să-l vieți și ești nevoit să-l ții. Înseamnă și noi trebuie să conectăm și lumină, și gaz, și apa, și toate astea că noi n-avem. Dar gura trebuie să o coasă, înseamnă. Trebuie să coasă gura că e greu. Și da, lumea la țară gândesc așa toți că voi aveți. Da, noi avem, că mușim foarte mult, dar noi ne plouă și Dumnezeu și pe asta ne-o ieși și am pus în pământ. Și într-adevăr că e foarte greu. La sat nimeni nu ne ia în vedere cu asta. Sunt grupați de grupa întâia care sunt hodovoi și au o pensie foarte bună, care ei alții îți duc și la lucru și lucrează. Sunt că nu îi îngrijesc nimeni, ei singuri se îngrijesc, dar sunt bătrâni, într-adevăr, că au o pensie de 2000 de lei și ei nici nu se pot deplasa nicăiurea și lor nu le ajunge. Că eu, în primul rând, cu grupa mea de 1000 de lei, eu cumpăr medicamente, într-adevăr, eu fără medicamente nu pot trăi. Dar sunt care sunt grupați și ei nu cheltuie o copiecă pe lecuiri. Mă bucurăm foarte mult că ne-ați spus toate problemele care într-adevăr, dumneavoastră, care apar în viața dumneavoastră. La mine, de exemplu, e un alt tip de scrisoare. Eu am despre neutralitate la nivel elvețean. Elveția, de exemplu, este stat care nu este membru a Uniunii Europene, nici membru NATO, însă are o armată foarte bine dezvoltată. Noi suntem la curent cu situația în jurul Republicii Moldova și posibil că ați auzit despre nivelul armatei noastre naționale. Este la un nivel foarte prost. Și noi prin această scrisoare, pe care o trimitem la fel către deputat și către președinte, cerem ca neutralitatea Republicii Moldova să fie la nivel elvețean, să fie o armată profesionistă, să fie rezerviști pregătiți, tineretul să fie pregătiți. Cultura militară a Republicii Moldova trebuie să schimbe și să participe în antrenament militar cu alte state care sunt puternic dezvoltate la capitolul armată. Populația trebuie să fie în armată, antrenată. De asemenea, putem să avem și fabrici de fabricare a armamentului pentru, de exemplu, multe state cum este America sau... În privința asta ridică nivelul la asta și cu armata, cine se duc la armată? Toți copiii ăștia care nu învață pe nicăiurea, pe ăștia i-am ajuns și eu la armată. Lasă ei și băieții guvernerilor, deputaților, lasă ei. Aici, în primul, rând, avem despre armata profesionistă care să fie prin carieriști. Omul, dacă vrea să meargă să facă armata, trebuie să ducă să facă armata, dacă dorește el. Dacă nu, dar la noi se primește că îi înrolează pe cei care sunt mai slabi. Apoi așa și este. Păi prinde, avem pionii, este și frunte. Dar, per general, ce părere aveți dacă o să dezvolte și armata noastră națională? Armata ar trebui să dezvolte... Dacă se dezvolte tot, armata inclusiv trebuie să dezvolte. Înainte cum se duceau și părinții noștri și soții noștri, au fost și au slujit și mai departe. În privința cu armata, că o an de zile nu e, Doamne ferește, dar... N-au nici o șansă mică, că cum se duc aia slabi, așa și vine.